Bine v-am regăsit la Doctor Online. Vorbim astăzi despre dimensiunea medicală a dependențelor, iar invitatul meu de astăzi este domnul dr. Andrei Buciuta, medic specialist psihiatru la Clinica Meridian. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a realiza această emisiune. Nu este un subiect ușor. Dependența, dependențele în general nu este un subiect ușor, în special pentru pacienți, dar cum este pentru medici? Este un subiect destul de greu pentru că este foarte, foarte vast. Acum este un pic, din păcate, și la modă subiectul și umblă tot felul de zvonuri, de informații prin presă, mai mult sau mai puțin controlate. Și, din păcate, nu știu, nu am prea întâlnit așa informații complete. Există, dar am întâlnit mai rar. Tot timpul există frânturi. În principiu, dependența, că de asta și zic, este un subiect destul de greu, este, aș putea să spun, un vârf a unui iceberg. În spatele ei se ascund foarte multe alte probleme care duc într-un final la dependență. Pentru că, să luăm un exemplu, alcoolul, care îl găsim peste tot. Foarte multă lume consumă alcool. Cu toate astea, din toți oamenii care consumă alcool, doar un procent dezvoltă dependență. Care e diferența dintre cei care pot consuma ocazional alcoolul și cei care dezvoltă dependență până la urmă? Care este diferența? Unul dintre principalii factori, ce am văzut eu în practică, este că cei care ajung dependenți de alcool folosesc alcoolul ca o scăpare. Folosesc alcoolul sau orice substanță. Acum eu zic alcool că e mai la îndemână și mai ușor de înțeles pentru toată lumea. Dar același lucru se aplică și la jocuri de noroc, la jocuri pe calculator, la dat un scroll pe TikTok, pe Facebook, pe orice dependență. Ca merge, să nu mai vorbim despre droguri. Droguri, substanțele psihoactive. Și hai să mergem și spre fumat până una alta. Și spre fumat. Fumatul un pic are și o dimensiune socială. Dar poate ajuta, că multă lume fumează și ca metodă de relaxare. Dacă ați văzut fumători în perioade de stres, consumă mult mai multe țigări decât înainte. Așa. Deci toate dependențele astea adică în momentul în care o substanță duce la dependență, de fapt mai acoperă o nevoie pe care o avem, o problemă pe care încercăm să o gestionăm, nu știm cum, și cumva, cel puțin temporar, substanța respectivă sau comportamentul respectiv ne dă o soluție. De exemplu, am anxietate socială, mi-e frică să umblu în zone cu mulți oameni, de exemplu, merg la o petrecere. Toată lumea știe că alcoolul este ca un fel de liant social, ajută să scap de anxietate. Ok, în context de petrecere, oarecum e un comportament acceptat, pentru că toată lumea consumă alcool acolo. Dar în momentul în care am anxietate permanentă și eu consum alcool zi de zi ca să pot să-mi gestionez anxietatea mea, acel comportament devine un comportament de dependență, care ulterior determină și dependență fizică. Dar asta un pic mai în timp. Dar inițial este cea psihică, care, pentru că alcoolul îmi dă, sau orice altă substanță, de exemplu și cannabisul poate avea efect anxiolitic, îmi dă liniștea pe care o căutam, dar mi-o dă artificial. Iar orice lucru artificial, știm cu toții, nu e neapărat sănătos. Pentru că ați vorbit despre dependențe fizice și psihice, care sunt mai periculoase sau sunt mai periculoase atunci când sunt amândouă împreună? Ele de obicei vin împreună. Dependența fizică în acut, adică în momentul în care opresc consumul, dezvolt sevraj. Cam ăsta e unul dintre markerii de dependență fizică. Celălalt ar fi toleranța, creșterea cantității de consum sau creșterea frecvenței consumului ca să poți obține același efect. Celălalt este sevrajul apărut la sistarea consumului, când
nu mai consumăm. O zi, două, depinde de substanță, dezvoltăm sevraj. Sevrajul este periculos. De exemplu, iarăși revenim la alcool, sevrajul la alcool poate fi letal. Asta este un pericol. Dar și creșterea cantității, de exemplu, la opioide poate fi letală. Astea ar fi problemele dependenței fizice. În schimb, dependența fizică putem pune degetul. O vedem. Transpirăm, tremurăm, ne e rău, avem vărsături, avem diaree. Ok, astea putem pune degetul, le vedem, știm să le identificăm. Dar e foarte periculoasă dependența psihică, pentru că și educația psihică la noi, educația de sănătate mentală la noi în țară este, să zic, ușor deficitară, din păcate. Aproape inexistentă. Ok, da, aproape inexistentă. Și atunci ne este foarte greu să punem degetul pe o problemă psihică, pe lângă stigma, să nu mai vorbim de parte de stigmă și de nu mă duc la psiholog că mă crede lumea nebun. Dacă spun asta la psiholog, la psihiatru, ce vor spune? Nu se duc deloc. Nu se duc deloc. Doar când e prea târziu. Mă rog, prea târziu e foarte... Nu-i chiar bine spus, pentru că până la urmă nu e niciodată prea târziu să faci ceva bine pentru tine. Ideea e că cu cât e mai repede, cu atât e mai ușor. Și asta se aplică și la dependența psihică. Cu cât o abordezi mai repede, cu atât ai de reparat, rezolvat mai puține consecințe, cu atât ai de schimbat un comportament mai nou, decât e mult mai ușor de schimbat un comportament nou, învățat, decât unul pe care l-ai exersat 10 ani, să zicem. Asta se poate vedea, de exemplu, eu scriu urât, scris de medic, toată lumea știe cum e. Degeaba mă mai chinui să-l schimb acum, că n-o să reușesc, o să-mi trebuiască enorm de mult. Trebuia să-l învăț bine din prima sau să-l corectez la început. E un reflex pe care e foarte greu să-l schimb după ce l-ai dezvoltat. Așa e și cu comportamentul ăsta de consum. E un reflex care îți vine în momentul în care ai un eveniment stresant. Ce le mai spun pacienților, că am foarte mulți care vin și îmi spun, și asta deja e un light motiv care l-aud aproape în fiecare zi, eu nu sunt dependent pentru că mă pot lăsa oricând. Și eu sunt absolut de acord cu ei. Eu sunt absolut convins că se pot lăsa oricând. Problema este că se reapucă la o oră, la o zi, la o săptămână, la o lună. Și de fapt, din punctul meu de vedere, asta e mai degrabă dependența. Nu neapărat că nu poți să te lași, că poți să te lași. Cât durează perioada de abstinență? Pe în cazul alcoolicilor am văzut și noi că își numără zilele de abstinență. Da. Anii și așa mai departe. Da, pentru că există niște modificări. Acum, cum tot avem tot felul de metode de investigare a creierului, de exemplu, RMN-ul funcțional, care e metoda prin care poți să vezi funcționarea efectivă a creierului, pentru că nu se poate scoate și să te uiți la el în exterior. S-au văzut că există niște circuite care se dezvoltă între un centru de impulsuri și un centru de compulsii care se leagă în momentul în care comportamentul adictiv nu mai este legat de un eveniment din exterior, ci devine un comportament compulsiv pe care îl repeți indiferent de ce se întâmplă în jur. Iar conexiunile astea odată formate rămân acolo. De aceea, cum ziceați că își numără zilele, anii, dependența este o boală cronică pentru că nu are vindecare. Are posibilitatea de a o ține sub control. Ei, aici am vrut să ajungem în discuția noastră și anume să vă întreb care este de fapt rolul psihoterapiei în ținerea sub control a adicțiilor? Psihoterapia este gold standard, spunem noi în medicină, standardul de aur, adică cel mai bun tratament și cea mai bună abordare, de fapt, pentru adicție. Nu există tratament medicamentos, unul la mână. Deci, pentru dependență, tratamentul medicamentos nu există. Există posibilitatea să ajuți. Dacă ai diaree, de exemplu, la sevraj, să rezolvi problema asta. Dacă ai un anumit grad de iritabilitate, de nervi, de insomnie,
iarăși se întâlnește foarte des, poți să ajuți asta medicamentos, dar comportamentul efectiv de a consuma substanța respectivă sau de a avea un anumit comportament nu există, nu are o soluție medicamentoasă. În schimb, ce poți să faci, îi prin psihoterapie să reînveți anumite comportamente. Și aici ziceam adineori de comportamentul adictiv ca răspuns la stres. Prin stres nu mă refer neapărat la un stres, că stresul poate fi generat de mai multe situații. Poate fi stres generat de situații negative, care e stresul pe care îl vedem noi de zi cu zi, dar de exemplu și nunta, nașterea unui copil, chiar dacă este un eveniment foarte pozitiv, este tot o situație stresantă. Și am avut pacienți care s-au reapucat de consum în momentul în care a născut soția. Pentru că nivelul de stres era atât de mare, neavând metode de a gestiona stresul ăla, chiar dacă era un eveniment pozitiv, a recurs la ceea ce știa mai bine, la drumul bătătorit. Ce le spuneți pacienților pe asta? Ce sfaturi le dați pentru gestionarea stresului? Că asta este valabil și dacă nu ești dependent. Ce faci cu stresul? Trebuie să găsești exact ce ți se potrivește ție. Nu există o soluție universală. Nu există așa o rețetă, o scriem, o înmânăm, aici e soluția pentru stres. De asta e foarte importantă partea de psihoterapie, că este foarte mulată, personalizată. De fapt, și personalizată pe viața și stilul tău de viață. În principiu trebuie să ai căi de rezolvare. În momentul în care intervine stresul, trebuie să ai mai multe metode conștiente de a-l gestiona, care pot fi o grămadă de... pot fi să-ți suni un prieten, să vorbești cu el. Și asta poate, deci discuția ajută mai mult decât multe alte tehnici, metode, să efectiv să vorbești cu cineva. Nici general, nu trebuie. Verbalizarea unor probleme, chiar dacă n-ai cu cine vorbi, le scrii pe o hârtie. Da, da, se practică și jurnalul se poate practica. Ideea e să ți le scoți, să le vezi. În momentul în care le scoți, le verbalizezi, le poți vedea un pic și din exterior, le poți vedea un pic mai obiectiv. După aceea, poți să cauți surse alternative de a gestiona stresul. De exemplu, dacă te enervezi la locul de muncă, că se întâmplă des și asta, te enervezi la locul de muncă, poți să mergi să alegi cum fac unii să consume alcool sau poți să mergi la sală, de exemplu, să te descarci prin efort fizic. Pe lângă că e mult mai sănătos, te și ajută la rezolvarea stresului. Poți să cauți să analizezi ceea ce ți-o declanșa nervii respectiv. Să te uiți, oare ce mi-o declanșa? Că, nu știu, colegul m-a refuzat să fac o sarcină și mi-o căzut mie și eram foarte aglomerat și m-am enervat că mi-o strica programul. Hai să analizăm un pic, oare ce s-a întâmplat? Poate a avut un motiv obiectiv colegul, nu a vrut să-mi paseze sarcina doar pentru că, nu știu, nu a avut el chef. Poate eu n-am fost chiar atât de aglomerat, dar pur și simplu faptul că mi s-a pasat o sarcină neplanificată m-a deranjat. Analizând un pic lucrurile astea, vezi exact care sunt punctele care te-au adus în momentul de enervare, să zic așa, și altfel le poți gestiona. Îmi zicea cineva de că chiar dacă conștientizezi, uneori ajută foarte mult să conștientizezi, chiar dacă nu neapărat ai o rezolvare, dar pur și simplu conștientizarea ajută și e un citat, dar n-aș ști să spun de unde, trădare, trădare, dar măcar să știm cine ne-a trădat. Și din Caragiale. Așa, bun, da, da, acum mi-am adus e aminte. Din Caragiale, da. Da. Dar e bun, e foarte... Adică ne-a trădat gândurile, ne-a trădat gândurile, ne-a trădat comportamentele, dar măcar să știm. Poate data viitoare facem altfel. Dar dacă nu știm, data viitoare sigur nu o să facem altfel, că nu le știm. Și asta aici ajută foarte, foarte, foarte mult psihoterapia. Să identifici care e problema, în primul rând în dependențe, care e problema care te-a dus la dependență și ce nevoie îți acoperă dependența respectivă și căi de a gestiona stresul, căi de a alege altceva. Unde să mergi. Și cu cât găsești mai multe căi mai diverse, cu atât e mai ușor. Dacă ai din trei situații, dacă ai trei rezolvări, din care una e consumul de alcool,
iarăși zic de alcool, da. Consumul de substanțe în general. Dacă din trei căi, consumul de substanțe în general îi una, prietenul cu care vorbești îi plecat, vecinul cu care te întâlnești sau sala închisă la ora de sala de forță închisă la ora respectivă, mai ai o singură variantă, care e consumul de substanță. Dar dacă ai 20 de căi, una tot ți se deschide la orice oră, oricând. Una tot ai. Deci contează foarte mult și diversificarea alternativelor. Aș vrea să vă întreb cât de ușor se deschid pacienții dumneavoastră la discuții atât de profunde. Este o analiză, o autoanaliză destul de adâncă ca să ajungi la sursa unei probleme atât de mari ca o dependență serioasă pentru care ai ajuns la terapie. Da. În primul rând, contează foarte, foarte mult relația terapeutică. Deci, de foarte multe ori, cel mai lung drum e efectiv obținerea relației terapeutice, pentru că, până la urmă, omul vine pentru ajutor, conștient, dar în același timp are o anxietate. Foarte mulți nu au vorbit lucrurile astea cu nimeni. Foarte mulți se simt și uneori și judecați. Și atunci e foarte, foarte important să creezi un mediu sigur în care pacienții se pot deschide și să se simtă confortabil să-ți spună. În momentul în care ei se simt confortabil și câștigi un grad de încredere, deja e mult mai ușor. Dar asta e prima luptă, să zic așa. Și cam cât durează o astfel de luptă? O sesiune, 2, 3, 4, 10 din experiența dumneavoastră? De obicei, 3-4 aș putea să spun, dar depinde foarte mult de la pacient la pacient. Au fost pacienți care din prima au venit și au spus tot, de nu mai puteai opri, dar am avut pacienți care după 2-3 luni tot aveau un zid pus. Asta iarăși depinde cât de mult erai obișnuit să comunici înainte și cât de deschis erai. Pentru că dacă erai obișnuit să comunici cu cineva, chiar dacă există un disconfort, comunicând cu o persoană străină lucruri foarte sensibile, știi conștient că te-ai dus acolo pentru ajutor, persoana respectivă, persoana căruia îi ceri ajutorul, e acolo ca un profesionist care e învățat să-ți ofere ajutorul respectiv și nu judecă, nu îți reproșează nimic. Deci e acolo ca un imparțial care încearcă să te ajute. Poți să te deschizi, că deja ai exercițiu de deschidere. Dacă nu ai avut niciodată exercițiu de a te deschide, trebuie atunci să ți-l deprinzi. Și e greu, că e o luptă pe mai multe planuri până la urmă. Dumneavoastră lucrează mai mult cu pacienți de o anumită vârstă sau nu contează? Nu, am de toți. De toate vârstele. Și inclusiv cu dependențe am de la 18 ani cel mai mic, că mai puțin nu pot, că sunt psihiatri de adulți, până la am avut 70-80 de ani. Deci tot. Bine, diferă mult substanța. Pentru că în raza de vârstă 18-30-35 ar fi substanțele psihoactive, în 35 plus alcoolul mai predominant. Nu înseamnă că nu se intersectează uneori, dar cam asta e în mare. Care ar fi mesajul dumneavoastră pe care l-ați transmite celor care ar avea nevoie de astfel de ajutor, dar nu îndrăznesc să facă primul pas? Primul pas și cel mai important mi se pare să recunoști că sunt unele lucruri care sunt în afara puterilor tale. Pentru că dependența, de fapt, deturnează efectiv voința și controlul pe care l-ai. Chiar dacă tu ai impresia că ai voință și ai un control asupra comportamentului de consum, e un control fals. Cum le mai ziceam la pacienți, că ai un întrerupător pe care scrie oprim consumul, și tu zici, a, e ok, eu consum astăzi pentru că am acolo întrerupătorul. Dar în momentul în care mergi și la pești, nu face nimica. E iluzia controlului. E un întrerupător fals, care nu face nimic. Și ăsta e cel mai mare impediment pe care l-au pacienții. Și ăsta e unul. Și doi, rușinea.
Dar, din nou, tot așa le spun, în momentul în care ai, nu știu, diabet, hipertensiune, ți-e rușine să mergi la medic? Nu. Bun. Dacă ai o boală, de ce ți-ar fi rușine? Când ai fost mic și te-au întrebat părinții ce vrei să fii când vei fi mare, n-ai zis dependent. Nu a fost alegerea ta. Ok, au fost niște circumstanțe care te-au dus în punctul ăsta. Trecutul nu mai ai cum să-l schimbi. Poți să schimbi ce faci de astăzi, înainte. Asta e în mâna ta. Viitorul încă nu există. Viitorul ți-l creezi. Și asta e foarte important, să nu vii cu rușine. Ai o problemă, ok, recunosc că am problema, hai să o schimb. Asta deci, e și din cauza stigmei din România, dacă mergi la psihiatru, ești deja etichetat. Da, da. Într-un anume fel, nu vreau să să spun neapărat. Da, așa e, din păcate. Dar stigma asta nu e numai la noi în țară. Colaborând cu colegi din străinătate, este și în afară. Ok, mult mai mic, mult mai redusă. Dar totuși există, cam peste tot există stigma asta. Dar încet, încet se schimbă lucrurile și se schimbă și la noi. Mult, în scurta mea experiență, că n-am așa o experiență vastă, dar scurta mea experiență deja am văzut diferențe clare față de când am început, de exemplu, rezidențiatul și acum, pe decurs de 7 ani, mult mai mult se prezintă voluntar decât înainte. Înainte erau mulți aduși, mulți... Și, din păcate, tot mai multă parte a populației are nevoie de acest sprijin. Chiar în timpul pandemiei, la un moment dat, exista un avertisment că imediat după încheiere s-ar putea să crească numărul de dependențe, de afecțiuni, care erau pe acest domeniu. Da, chiar am făcut un studiu în direcția asta pe suiciduri în perioada pandemiei. Și în cadrul studiului, mă rog, în studiu am observat o scădere, dar asta poate fi din mai multe motive. Nu puteau să iasă din casă. Unul la mână și asta am teoretizat, doi la mână totuși erai blocat voluntar, nevoluntar cu familia, era totuși un suport acolo, nu rămâneai singur și locul de muncă nu mai era chiar așa un factor de stres. Acum, tranzițiile cu lucru acasă și așa ce ar fi fost un factor de stres, dar din nou nu erai singur, că mai era cineva lângă tine, chiar dacă era izolat. Dar în cadrul cercetării astea am căutat un pic în istorie alte pandemii, că au mai fost febra gripa, galbenă, ciumă și așa mai departe. Gripa spaniolă, mai aproape gripa de noi. Spaniolă, plus epidemie de SARS. Care a fost chiar acolo, aici, colea. 2000 și un pic, da. Și s-a arătat că rata de boli psihice crește într-adevăr după. Deci atunci, pentru că mă gândesc, s-ar putea să vorbesc prostii, dar mă gândesc că după perioada de pauză reapare nevoia de reintegrare socială, care nevoie nu neapărat, nu cumva și forțată. Și pierzând contactul social atâta timp, te-ai și dezobișnuit, și poți să și vezi diferențe. Adică eu mă simt depresiv, dar în același timp, în timpul pandemiei, nu prea am ce să fac, nu prea am modalități de a face, sunt închis și așa mai departe. Dar în momentul în care s-a dat drumul și tu continui să fii închis, continui să nu vrei să faci nimic, ca deja schimbă contextul, dar comportamentul rămâne la fel și comportamentul nu mai e adaptat la ceea ce se întâmplă în jur. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție despre rolul psihoterapiei în controlul adicțiilor. Vă mai așteptăm la Doctor Online și pe alte teme legate de sănătatea mentală. A fost alături de noi domnul doctor Andrei Buciuta, medic specialist psihiatru la Clinica Meridian. Vă mulțumesc mult! Și vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net!